Prin ordinul numărul 24 din 2021, Ministerul Agriculturii condus de Adrian Oros transformă exploatațiile de până la 5 capete de porci grași în ferme necomerciale, fără drept de comercializare. Peste pragul de 5 capete, exploatațiile trebuie să se înregistreze la Registrul Comerțului. Ministrul Agriculturii spune că această reglementare vine să îi protejeze pe cei care cresc porci pentru consum familial în gospodăriile proprii, cât și pe cei care au ferme comerciale și respectă normele legale. Practic, pentru crescătorii care au până în 5 capete, nu se schimbă nimic. Acest ordin reglementează creșterea și mișcarea porcilor domestici, iar ordinul clasifică exploatațiile de porci astfel. Exploatații non-comerciale, gospodăriile țărănești, unde pot fi crescuți pentru consum familial până la 5 porci și pentru care nu se schimbă nimic. Exploatații comerciale, unde sunt crescuți porci pentru comercializare. Acestea trebuie să îndeplinească norme minime de biosecuritate, unde trasabilitatea poate să fie ușor verificată. De asemenea, luarea unor măsuri sanitare veterinare, în cazul apariției unor boli majore, să fie eficientă. Evoluția pestei porcine africane în România a produs în 4 ani pierderi imense economiei românești și a cuprins tot teritoriul țării. Au fost ucise peste 700.000 de animale de la debutul bolii în anul 2017. Deficitul balanței comerciale la carnea de porc a ajuns la peste 500 milioane de euro anual. România produce doar 25-27% din necesarul de consum. Importăm 75% din carnea care se consumă în țară, deși avem un potențial imens. Pentru control și eradicarea pestei porcine africane sunt necesare măsuri stricte de restricționare a circulației porcilor domestici și gestionarea numărului de mistreți. Ordinul vine să pună în legalitate activitatea a minimum 2% din crescători, obligând la respectarea unor norme minime de biosecuritate pentru protejarea celorlalți 98% care cresc porci pentru consum familial sau au ferme comerciale și respectă legea. De asemenea, ajută la controlul și eradicarea pestei porcine africane în România, la diminuarea pierderilor financiare și la relansarea creșterii porcului în România pentru a acoperi măcar consumul minim.